Cel mai important lucru este faptul că, eu știu, am trecut cu briu peste această primă jumătate a turului, ca să zic așa. Nu ne-am făcut anumite calcule. Știam că ne vor aștepta meciuri grele, cum de altfel ne vor aștepta și de acum înainte. Suntem mulți jucători noi și am fost la începutul campionatului jucători care au fost transferați în această vară. Din fericire pentru noi am reușit să ne unim repede, să formăm un grup puternic și cred eu că acesta este și atuul sau acesta este motivul pentru care Rapid arată bine în momentul de față. Obiectivul Rapidului la startul sezonului era evitarea retrogradării. După punctele obținute la acest start de sezon, fanii au început să viseze la play-off sau chiar mai mult. Da, va trebui să ne îndeplinim principalul obiectiv și acela de a rămâne în prima ligă. După aceea vom vedea ce vom reuși să scoatem la final, când se va trage linie după returul campionatului. Sincer, personal îmi doresc mult mai mult decât evitarea retrogradării, cum de altfel eu știu, sunt sigur că și colegii mei își gândesc la fel. Însă va trebui să luăm meci cu meci. E devreme să vorbim acum de play-off-uri, de campionate și așa mai departe. Ne așteaptă un meci dificil la UTA și ăsta este gândul care ne preocupă cel mai mult în momentul de față. UTA e o echipă care vrea în play-off la al doilea sezon în Liga 1 după promovare. Din acest punct de vedere, poate fi una dintre contracandidatele voastre, nu? Da, nu știu ce și-a propus UTA. Probabil că se gândesc din cauza faptului că joacă de mulți ani împreună. Eu știu, n-au transferat decât 2-3 jucători pentru a se întări. Însă e mai puțin important ce și-a propus UTA, ce joacă UTA. E important ce vom juca noi și cum ne vom prezenta noi la ora partidei. Un egal la Arad, nu știu, un 0-0, v-ar mulțumi, sincer. Personal intru în teren la fiecare meci cu gândul de a-l câștiga. Acum sunt mai mulți factori care pot influența un meci. Se pot întâmpla multe, nu știu, accidentări, cartonașe roșii, o zi slabă prinsă de noi și atunci dacă vom fi dominați și vom scoate un 0-0, probabil că am fi mulțumiți. Însă vom merge la Arad și vom intra cu gândul de a câștiga acel meci. Rapid, o echipă care joacă dur? Nu mi se pare sincer. Nu cred. Nu. Exceptând cele două galbene luate de Belu în meciul contra celor de la Craiova, n-am prea văzut momente, eu știu, dure ale echipei noastre. V-au acuzat cei de la FCSB după meciul direct. Da, e normal. Probabil că au fost și supărați, fiindcă au pierdut meciul. Nu știu dacă s-a accidentat cineva după meciul contra noastră. Sunt cu toții sănătoși. Noi am ieșit cu toții sănătoși de pe teren. Asta e cel mai important lucru. Sigur, în fotbalul este un sport de bărbați, nu? Și în limita regulamentului, așa cum spunem noi, trebuie să punem piciorul. Sunt adversari însă care vă doresc în play-off. L-am auzit pe Nistor la Flash interviu la finalul partidei și spunea că și-ar dori să întâlnească Rapidul în play-off, să fie din nou meciuri Dacă între Craiova și Rapid. își doresc adversarii noștri, noi cu atât mai mult ne-am dorit. Așa cum am mai spus-o, va trebui să o luăm treptat, fiindcă, eu știu, dacă vom visa departe, atunci când ne vom trezi și realitatea va fi alta, e posibil să avem probleme și să nu ne mai revenim. Pas cu pas și cred eu că alături de staff-ul pe care îl avem tehnic, alături de conducere, grupul bun de care a dat dovadă până acum echipa Rapid, ne putem realiza lucruri frumoase.
Săpunarul, spunea Pancu, că Săpunarul nu transpiră pe teren. Datorită experienței sale, tu transpiri? Ai transpirat la meciurile în care ai jucat în acest sezon? Probabil că a spus-o din cauza faptului că poate și-ar dori și el să mai joace. Transpiră, l-am văzut, stă unul lângă altul în vestiar și transpirăm amândoi, nu știu care mai mult. Important e să transpirăm cu cap. Săptămâna viitoare împlinești 35 de ani. Cum te simți din această perspectivă, din acest punct de vedere? Te simți bătrân? Încă mă simt tânăr, am 34, mai am câteva zile până să împlinesc 35. Exceptând această problemă la gambă și peste care cred că voi trece cât de curând, nu am alte probleme care să mă împiedice să mai joc fotbal, cel puțin 2 ani de zile din punctul meu de vedere. Voi face tot ce ține de mine să îmi prelungesc cariera cât mai mult. Îți vei încheia cariera la Rapid sau e prea devreme să vorbim despre acest lucru? 99,99% cred că îmi voi încheia cariera la Rapid. Cum te simți? În Giulești, de fapt, nu în Giulești, pe Arena Națională. Cum te simți cu galeria în spate? Tu trecut o perioadă foarte bună pe la Dinamo, 7 ani. Da, mă simt bine. Înainte să aleg Rapidul, știam că o să întâlnesc aici, eu știu, jucători valoroși, care împinși de public își vor depăși limitele și probabil și din această cauză sunt și rezultatele care au fost până acum datorită publicului numeros și gălăgios de care am avut parte la fiecare meci. Urmează să vă mutați o perioadă de pe Arena Națională. Încă nu se știe exact dacă veți juca la Mioveni, la Giurgiu. Cum ți se pare acest lucru? Pe Giulești încă nu se poate juca, mai aveți de așteptat. Suntem nerăbdători să putem evolua în Giulești. Oriunde ar fi, oriunde va trebui să ne mutăm, că e Mioveni sau Astra sau oricare alt stadion, eu știu, de în apropierea Bucureștiului, va trebui să intrăm în teren și să avem doar o singură dorință, acela de a câștiga meciul. Sunt sigur că, indiferent de stadionul pe care se va juca, vor veni foarte mulți suporteri, fiindcă Rapidul este o echipă iubită. Pe tine te vom mai vedea în tricoul echipei naționale? Ce părere ai? Nu cred că mai are rost să discutăm despre viitorul meu în tricoul echipei naționale. De ce? Am atins, așa cum ai spus și tu, urmează să împlinesc 35 de ani. Sunt jucători tineri care merită să fie la echipa națională, care fac pasul de la Under 21 din acea echipă care au făcut o figură foarte frumoasă în Italia acum 2 ani de zile. Și e normal să le se dea încredere, timp și toată lumea care iubește fotbalul să fie alături de ei, indiferent de rezultatele de moment pe care echipa le va traversa. Cornel Dinu spunea zilele trecute că Săpunarul e cel mai bun fundaș central și ar fi trebuit să fie la Națională chiar titular. E mai în vârstă. Da, nu știu. Are câțiva ani în plus de față de tine, să spun așa. De selecția echipei naționale, cred că e responsabil doar selecționerul, fiindcă el este cel care va plăti pentru rezultatele negative. Doresc și aș vrea să îi se dea încredere. Sigur că rezultatele de până acum nu au fost cele care și le-a dorit toată lumea, însă eu cred că Mirel Rădoi face tot ceea ce ține de el pentru ca echipa națională să aibă cele mai bune rezultate. Dar privind startul sezonului la Rapid și având în vedere că selecția s-a făcut, lotul a fost anunțat înainte de meciul cu Craiova, înainte de prima înfrângere, nu crezi că ar fi trebuit sau crezi că ar fi trebuit să fie jucători sau jucători de la Rapid la Național acum? Nu pot să comentez, fiindcă nu mi se pare normal. Dacă așa s-a considerat că niciun jucător al Rapidului nu merită să fie convocat, atunci înseamnă că niciun jucător al Rapidului
N-a meritat. Sunt sigur însă de faptul că în viitor, dacă acești jucători vor avea evoluții foarte bune, atunci ochii echipei naționale vor fi ațintiți și către ei.